Veniți și luați lumină. Veniți și luați lumină. Veniți. Tatălui a Fiului a Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pe tutindenea el și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, Dăătorule de viață, vinoște să răsfăiești într noi și ne curățește pe noi tot întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. La Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și toate zilele de dăm noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iartăm greșiților noștri. Și ne începe noi ispită, cine izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl la toți Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care în Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumina, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, ci de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pocurat din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătemit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Amin. Stați drept și ascultăm Sfânta Evanghelie după Matei citire. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și asta deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți, iar îngerul, vorbind femeilor, a zis: Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor săi că a înviat din morți. Și iată, va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar ele, plecând în grabă de la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar cum mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți!
Mergi și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpetenilor, preoților, toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, lumpanii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de azi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Lumina învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurie și veselie în casele dumneavoastră. Fiți puternici și stați-vă în casă. Pandemia de coronavirus sperăm să treacă foarte rapid pentru a ne putea relua slujbele în locașurile de cult, locașurile sfinte, casa lui Dumnezeu. Doamne ajută! Amin! Hristos a înviat!